Salut! Dragi copii, haideți să vorbim astăzi foarte, foarte puțin despre moduri. Da? Suntem la gramatică și discutăm despre această noțiune. Bun. Să plecăm de la ideea că verbul este și el un cuvânt, ca toate cuvintele, și are și el forme. Ce înseamnă forma unui cuvânt? Păi, atunci când auzim un cuvânt, auzim sunete. Da? Haideți să luăm verbul a merge. Ce auzim? Merge. m -e -r Da? Sunetele acestea dau formă. În scris vedem litere, da? Când vorbim, discutăm, auzim sunete. Bun, aceasta este forma verbului. Acum, forma verbului este flexibilă pentru că ea se schimbă. De aceea se și numește verbul parte de vorbire flexibilă. Nu este un cuvânt fix, este un cuvânt care se modifică. După ce criteriu? Păi după persoană, în primul rând. Da? Dacă persoanele nu suntem eu și voi, da? persoanele din gramatică sunt persoana întâi, persoana a doua și persoana a treia. Persoana întâi, eu pentru singular, noi pentru plural, a doua, tu pentru singular, voi pentru plural, a treia, el, ea pentru singular, noi, ei, ele pentru plural. Bun, în funcție de aceste persoane, Formele verbului se modifică. Hai să dăm foarte repede exemple. Eu merg, tu mergi, el merge, da? Observăm schimbarea formei, da? Merg, mergi, merge. Bun. Deci s-a schimbat forma. Astfel, verbul descoperim că are forme personale, adică forme care se schimbă atunci când persoana se schimbă, persoana întâi o formă, persoana a doua verbul are altă formă, persoana a treia verbul are altă formă, dar mai observăm printre toate formele unui verb că există și câteva care sunt, să le spunem, fixe. Ele nu se modifică, indiferent ce persoană folosește vorbitorul. Să spunem că vorbesc despre mine, și spun că mergând eu am obosit, da? Sau pot să spun eu mergând am obosit sau tu mergând ai obosit și am schimbat de la persoana întâi la persoana a doua singular tu. Iar dacă schimb la persoana a treia singular, să spunem el, cum iese? El mergând a obosit. Deci, nu se schimbă forma mergând, la persoana întâi eu mergând am obosit, la a doua tu mergând ai obosit, a treia el mergând a obosit, nu s-a schimbat forma. Această formă a rămas fixă. Formele dintre toate formele unui verb, cele care rămân așa fixe se numesc nepersonale pentru că nu se modifică atunci când modificăm persoana. Și cu asta cred că am lămurit ce înseamnă în primul rând forma da? Unui cuvânt, deci și a unui verb, și apoi despre verbe, forme personale, cele care se modifică, forme nepersonale care nu se modifică. Și acum, formele personale se numesc și moduri. Am mai uh, făcut aici o tablă. Iată, am vorbit despre moduri, am pus cuvântul moduri aici sus și am spus că sunt forme personale, adică verbul schimbă forma la schimbarea persoanei. Și iată că și aceste moduri sunt și ele de două feluri. Hai să spunem întâi, de ce se numesc moduri? Ele cam de asta se și numesc. Moduri pentru că asta sunt. Adică sunt modul în care vorbitorul consideră acțiunea pe care o exprim. Consideră el acțiunea aceasta sigură sau o consideră posibilă? Iată. Pentru o acțiune sigură, Există un mod care se numește indicativ și o parte a formelor acestea, personale, se vor înscrie aici la modul indicativ. Și mai există un mod când vorbitorul consideră acțiunea posibilă, nu sigură, așa o vede el, ca fiind posibil. Aici avem trei moduri. Deci formele acestea de verbe se înscriu în trei, se împart în trei categorii, în trei moduri. Da? Vorbim foarte scurt despre acestea. Modul indicativ. Am spus vorbitorul consideră acțiunea sigură. Aici avem toate timpurile. Adică avem timpul prezent. Imediat îmi caut și eu creionul acesta. Da? Avem timpul prezent. Da? Eu merg, tu mergi, el merge, noi mergem. Da? Avem la trecut patru timpuri. Timpul perfect compus, timpul imperfect, timpul perfect simplu și timpul mai mult ca perfectul, da? Deci perfect compus eu am mers, imperfect eu mergeam, perfect simplu eu mersei, mai mult ca perfectul mersesem, da? Bun. Și timpul viitor sunt mai multe și aici. Avem viitor literar și viitor popular. Viitorul literar are viitor standard și viitor anterior, dar mai există și viitorul de limbă vorbită, și apoi la viitorul popular iarăși avem forme. Bun. Deci acestea sunt ale modului indicativ. Indicăm o acțiune sigură. Dacă spunem merg mâine la școală, dacă spun asta, mă credeți. Dar dacă spun. Aș merge mâine la școală. Hmm? Acum eu indic o acțiune posibilă. Nu este o acțiune pe care eu să o indic ca fiind sigură. Când spun aș merge, ne așteptăm să apară ceva, o condiție. Aș merge, dacă ce. Deci, voi m-ați putea întreba, bine și mergeți? Merg mâine la școală, copii. Bine, doamnă, aș merge mâine la școală, copii. Bine, doamnă, și mergeți? Aș merge, păi și mergeți. Da? Sau dacă spun vreau să merg mâine la școală, copii? Voi mă întrebați, păi și mergeți? Să merg, păi și mergeți? Pot să spun da, pot să spun nu. Vreau să merg, dar nu merg pentru că, să spunem, nu am timp sau s-a întâmplat ceva. Sau vreau să merg și merg pentru că, da? Acum, le luăm pe toate la rând. Sunt trei, da? Modul imperativ. Modul imperativ este folosit pentru verb atunci când vorbitorul vrea să dea o comandă, un ordin, spune mergi, spune vino, spune scrie. Sau, la persoana a doua plural, mergeți, veniți, scrieți. Vedeți, acțiunea asta e posibilă pentru că el o comandă. Ne gândim că ceilalți ar putea să meargă, să spună, să scrie. Dar nu știm că e sigură. Nu știm dacă ei chiar merg, chiar spun, chiar scriu. Poate da, poate nu. Li s-a spus să meargă, de ce e posibil să meargă? Acesta se numește modul imperativ. Modul condițional optativ vorbește despre o acțiune care este condiționată, adică ea s-ar întâmpla dacă s-ar îndeplini o condiție. Sau o acțiune dorită, optează pentru ea. Da? Hai să vorbim despre o acțiune condiționată. Aș veni la tine dacă aș avea timp. Aș veni și vii, vedeți, te gândești, e posibil să vină pentru că a spus că ar veni. Acum nu știm dacă se îndeplinește condiția de a avea timp. Acțiunea e posibilă, nu e sigură. Bun. Aș fi mers la munte dacă aș fi avut timp. Vedeți, s-ar fi îndeplinit cu o condiție. Acesta este modul condițional optativ. Are timpul prezent și timpul perfect. Iar modul conjunctiv, al patrulea mod dintre toate patru, și al treilea de la acțiunile posibile, da? Modul conjunctiv este modul în care folosim conjuncția să. Da? Și acesta arată o acțiune dorită, o acțiune la care cineva visează. De exemplu, îmi doresc să ajung pilot, îmi doresc să ajung medic, să ajung, îmi doresc să. Merg la mare. Da? Nu, e posibil să meargă pentru că își dorește și spune, dar nu e sigur. Da? E o acțiune dorită. E o acțiune poate cerută de cineva. Mi-a spus mama să cumpăr pâine. Da? E cerută de mama să cumpăr. Acum e posibil să cumpere, că i-a spus mama. Dar e posibil și să spună, dar nu pot, că trebuie să merg la școală. Asta da? am vrut să înțelegem astăzi. Deci modurile sunt formele personale ale verbelor, adică cele care schimbă forma atunci când se schimbă persoana întâi cu a doua sau cu a treia. Modurile indică acțiune sigură sau posibilă. Pentru acțiune sigură avem modul indicativ cu toate timpurile. Pentru acțiune posibilă avem trei moduri, imperativul o comandă, condițional optativ o acțiune condiționată, modul conjunctiv o acțiune dorită, cerută. Da? Dacă ați înțeles, mă bucur foarte mult. Vă rog să-mi puneți întrebări. Și ce să vă mai spun? La revedere! O zi frumoasă să aveți! Și ne mai vedem!